Urmează Jurnalul AgroTV, prezentat de Camelia Varga. Bună seara, domnilor și domnilor! Reducerea fondurilor pentru politica agricolă comună ar fi o eroare având în vedere discrepanțele economice din Uniunea Europeană. Cel puțin așa se arată în studiul cadrul financiar multianual post-2020, riscuri și oportunități pentru România. Conform documentului, ar fi de dorit ca diminuarea fondurilor pentru statele mai puțin dezvoltate, printre care și România, care are un sector agricol important, să fie cât mai mică sunt premise de construcția poziției românești. Ele pot fi repere pentru formularea unei poziții românești în contextul mânat de atâtea incertitudini și riscuri. Este obligatoriu să îmbinăm interese specifice naționale cu interese generale ale Uniunii. Are sens să susținem creșterea bugetului UE pentru a concilia protejarea PAC și dezvoltarea regională cu finanțarea noilor nevoi. Este de salutat aici flexibilitatea poziției Germaniei. Se arată în studiul citat. Autorii studiului consideră că, întrucât programele de investiții din bugetul UE au avantajat țările mai dezvoltate, ar fi nevoie de o discriminare pozitivă în favoarea statelor mai puțin dezvoltate, în special a statelor care se confruntă cu exod masiv de forță de muncă, iar cazul României este relevant. Suplimentar, oportunitățile de afaceri prin cooperare în regiune ar putea fi extinse indiferent dacă regiunile sunt fizic adiacente, dar pentru că toate acestea să se întâmple, este nevoie de creșterea capacității instituționale a autorităților din România, pentru o mai bună gestionare a sinergiilor între proiecte și între instituții. Încurajăm crearea unei bănci naționale de dezvoltare în măsura în care aceasta ar facilita sinergiile între instrumentele financiare. Un argument în plus ar fi acela că, bine administrată, o bancă națională de dezvoltare poate aduce în economia națională un intermediar autohton alături sau, sau chiar în locul unui intermediar creditor european sau internațional care să preia banii UE pentru proiecte mari de investiții. Mai arată printre altele studiul citat obținerea unor recolte timpurii de bulbi, prețul de vânzare ridicat, reducerea cheltuielilor cu lucrările de combatere a bolilor, diminuarea substanțială a cantității de apă necesară udărilor. Acestea sunt condițiile care ar trebui să ducă la mărirea suprafeței cultivată cu ceapă semănată din toamnă. Colegii de la Cotidianul Agricol atrag însă atenția. Există o reticență în tagma legumicultorilor atunci când vine vorba de culturile înființate toamna. Există riscul ca plantele de ceapă intrate în iarnă în faza de 4-6 frunze să înghețe, la fel și profitul. Avantajele acestei tehnologii sunt timpurietatea pentru că la jumătatea lunii iunie se recoltează deja bulbi ajungi la maturitatea de consum. Este cea mai simplă metodă de obținere de ceapă verde de cea mai bună calitate, începând cu luna aprilie. Valorificarea producției la un preț mai bun. Reducerea cheltuielilor de producție prin reducerea numărului de erbicidări, în special primăvara. Reducerea efectului de fitotoxicitate la plantele de ceapă aflate în primele fenofaze. Reducerea numărului de tratamente fitosanitare, reducerea numărului de udări a cantității de apă folosită. Pentru reușita acestei tehnologii, este foarte important să se asigure în primul rând necesarul de apă în vederea unei germinări și răsăriri optime, ținând seama de faptul că înființarea culturilor are loc în perioada cu precipitații puține și temperaturi încă ridicate. În majoritatea anilor au avut loc precipitații în septembrie-noiembrie, iar pierderea apei din sol a avut o intensitate intensitate scăzută, udările din această perioadă fiind rare sau nefiind necesare în funcție de precipitații. Dezavantajul major este acela că există riscul de îngheț al plantelor datorat insuficienței dezvoltării acestora până la intrarea în iarnă sau a lipsei stratului de zăpadă la apariția temperaturilor foarte scăzute. Altă pierdere a plantelor poate să aibă loc în perioada din iarnă în care alternează înghețul cu dezghețul solului, ducând la fenomenul de descălțare a plantelor de ceapă. Fenomenul se poate preveni prin mărirea adâncimii de semănat și prin asigurarea unei înrădăciniri mai puternice a plantelor. Cu toate că această tehnologie de obținere a bulbilor de ceapă prin înființarea culturilor în toamnă este de mare viitor, mai cu seamă în contextul schimbărilor climatice, deocamdată suprafața cultivată este încă modestă. Spanacul urcător, dovlecelul șarpe și salata picantă sunt doar câteva dintre legumele mai puțin obișnuite care, începând din acest an, pot fi cultivate în solar. Este primul an când aceste legume obținute la stațiunea de cercetare din Buzău sunt scoase la vânzare sub formă de răsaduri. În total, biologii au pregătit peste 7 milioane de răsaduri, atât din speciile recent aclimatizate, dar și din legumele tradiționale românești. Stațiunea de cercetare legumicolă din Buzău, una dintre puținele din țară, este renumită printre legumicultori ca fiind principalul furnizor de semințe. Cercetătorii de aici aclimatizează noi plante în fiecare an. Astfel, familia legumelor s-a îmbogățit cu un soi de spanac urcător foarte productiv. Spanacul urcător diferă față ce clasică poate fi cultivat toată perioada anului, iar potențialul de producție este mult mai mare. Poate fi cultivat în spații protejate, în sistem palisat, poate să ajungă până la 10 metri înălțime dacă spațiul permite. Pe câtă vreme spanacul clasic poate fi cultivat primăvara și toamna, atunci când vine căldura acesta emită tige floriferă și nu mai poate fi consumat, deci nu mai este comestibil. Lista legumelor recent aclimatizate este completată de salata picantă, pepenele de iarnă sau dovleacul șarpe. Toate sunt extrem de productive și vor fi oferite la vânzare începând din acest an. Dovlecelul șarpe, la fel, este o plantă recent aclimatizată, poate fi cultivată cu succes în spații protejate și în câmp. Nu seamănă cu dovlecelul comun, are un fruct subțire și foarte lung, poate depăși 2 metri, poate fi consumat cu succes când este crud, în diverse preparate culinare, iar dacă nu este recoltat și se lasă să ajungă la maturitate, acesta se transformă în tomată. De aceea, în Africa, se mai spune și dovleacul tomată. În total, peste 7 milioane de răsaduri sunt pregătite pentru vânzare în acest an de către cercetătorii stațiunii legumicole Buzău. Cererea este din ce în ce mai mare, cu peste 20% față de anul trecut, cele mai căutate fiind soiurile tradiționale românești. Oferta de răsaduri a crescut mai mult față de ani trecuți, cu cel puțin 20%, pe lângă soiuri tradiționale consacrate ale Buzăului, mă gândesc la tomatele de Buzău, la ceapa de Buzău. Acum avem soiuri valoroase, soiuri recent omologate, de tomate, vorbim tomata seriana care are cea mai mare cerere, tomate tip sherry, pe urmă castraveții, triumf, vinete, până la specii mai puțin cunoscute sau care au fost recent aclimatizate în țară. Deși perioada de vânzare va începe peste o săptămână, câțiva cultivatori au venit deja la stațiune pentru a cumpăra răsaduri. Prețurile răsadurilor vor rămâne cele de anul trecut. Un fir de tomate siriana se vinde cu 1,30 de lei, castravetele amar cu 1,5 lei, ardei gras și iute cu un leu. Răsadurile plantelor recent aclimatizate se vând cu prețuri cuprinse între 1 și 2 lei. Scutirea cooperativelor agricole de la plata impozitului pe profit nu va fi aplicată doar pentru primii 5 ani de la înființare. Cooperativele care procesează produse agricole sau produc și comercializează material genetic, precum și cele care au o anumită cifră de afaceri, vor fi scutite de impozit timp de 10 ani. Cu toate avantajele oferite, aceste entități nu sunt prea atractive pentru agricultori. Dovada? O primiți imediat din călăraș, chiar de la un președinte de cooperativă. Vedeți dumneavoastră, una e să faci o, o lege a cooperației agricole pe, pentru țăranii care au 3, 4, 5, 6, 20, 30 hectare, eu aș fi făcut o parte a legii în care să prevadă și pe cei care sunt în societăți agricole, în societăți comerciale, ca toți ei să vină să într-o altă cooperativă care să se ocupe cu procurarea de inputuri și cu vânzarea. Adică noi, sau eu, dacă veți, îmi doresc un alt nivel, îmi doresc un nivel de performanță în a putea să, să putem să achiziționăm puturi la prețuri cât mai mici, să vindem partide de la uh, prețuri cât mai mari. Probabil că unii își dau seama că nu poate face pentru că în momentul când vrei să vinzi și să obții același preț, trebuie să faci producție de aceeași calitate. Va trebui să respecti to toate verigile tehnologice ca să poți să vinzi de aceeași calitate. Că altfel eu o să vin și o să-mi dați un preț mai mic pentru că grâul meu sau floarea soarelui sau porumbul nu a fost de aceeași calitate cum a fost la vecinului meu. Deci probabil că aceasta este această reținere. Probabil că acest lucru de de a duce și a, adică eu aș fi găsit o altă formă. Nu trebuie să facturez, totul să factureze în cooperativă. De ce n-aș factura direct și aș crea sus cooperativa, ca eu să încasez banii direct și de acolo să-mi rețin? De ce să ajungă la cooperativă, taie factura cooperativa, încasează el banii și pormă vine banii la, la mine, la societate? Adică să pierde un timp. Eu zic că invers ar trebui. Cooperativele sunt bune pentru cei care au pământ puțin, care, zic eu, nu, nu se merită să iau o combină pentru 150 de hectare, ci dacă are tractorul și lucrează, Bine să vină să facă cooperație, cooperativa și cu, sau și pe servicii, de exemplu, erbicidat, tratat, în care să facă cu specialiști. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că, începând cu 20 martie, a demarat autorizarea la plată a beneficiarilor măsurilor 14 și 14T, plăți privind bunăstarea animalelor, porcine și păsări pentru campania 2018. Suma totală autorizată la plată este de aproape 92 de milioane de euro, din care peste 53 de milioane de euro pentru bunăstarea păsărilor, iar diferența este destinată măsurii pentru bunăstarea porcinelor. Acest sprijin are forma unei plăți anuale fixe și reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de fermieri care își asumă voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor. Că tot am adus vorba de bunăstarea animalelor, ce facem cu bunăstarea fiarelor, în special a mistreților, care fac ravagii printre culturile înființate. V-am tot prezentat în jurnal informații legate de acest subiect. În emisiunea Agricultura la raport, care urmează imediat după știri, Ovidiu Ghinea va dezbate problema animalelor sălbatice care se intersectează cu industria agricolă. Bine, mai sunt și alte subiecte, motiv pentru care l-am invitat din nou în jurnal pe realizatorul. O video, te rog. Doamnelor și domnilor, să știți că anul acesta pentru fermierii români vremurile nu sunt tocmai roz, pentru că sunt foarte multe probleme, sunt dificultăți provocate de fenomenele meteo. Dacă acum ceva timp în urmă ne-am putut bucura de precipitații, iată că lucrurile s-au schimbat din nou. Sunt foarte multe culturi în România afectate de. Lipsa precipitațiilor, rapița aproape nu există în țara noastră, e o cultură inexistentă, sunt multe alte culturi care deja resimt lipsa acestor precipitații. Iar, în plus, pentru unii dintre fermierii noștri, animalele sălbatice le-au creat foarte multe neplăceri. Sunt animale sălbatice care au dat peste cap anumite culturi și implicit recoltele fermierilor. Așadar, discutăm despre toate lucrurile astea și vom avea și alte teme, alte subiecte pregătite pentru dumneavoastră, pentru fermierii români, cei care vă uitați în fiecare seară de luni până joi, începând cu ora 20, la Agricultura la Raport. Agraria Târg Internațional pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Zootehnie aniversează anul acesta un sfert de veac. Peste 300 de firme participante sunt așteptate pentru a participa la evenimentul din 11-14 aprilie 2019 în localitatea Jucu, Județul Cluj. Firmele expozante au pregătit lansări de produse, informări asupra noutăților din gama de produse și servicii, soluții de finanțare, discounturi, precum și multe alte oferte avantajoase și în acest an AgroTV este partener media al Agraria 2019. De 25 de ani, agraria devine în fiecare primăvară platforma de comunicare a tendințelor și inovațiilor, primind noile tehnologii agricole, fermieri din toată țara dându-și întâlnire la Cluj pentru a se informa asupra soluțiilor propuse de specialiști, adaptate în funcție de specificul zonei și al culturilor. Oportunitățile de întâlnire, schimbul de informații și încheierea de noi parteneriate pentru fermierii și specialiștii din agribusiness sunt prezente. Pe tot parcursul celor patru zile de eveniment. Peste 300 de firme expozante din 10 țări, propunând soluții inovatoare adaptate agriculturii românești. La ediția aniversară, Comisia Europeană prin Direcția Generală de Agricultură și Dezvoltare Rurală va fi prezentă cu un stand având ca temă de la fermă la consumator alimente durabile pentru un stil de viață sănătos. Astfel, prin acțiuni de divertisment și un birou de informare, fermierii și public. Larg, pot descoperi valoarea adăugată a Uniunii Europene în ceea ce privește asigurarea unei cantități suficiente de produse alimentare sigure și de calitate pentru toți cetățenii Uniunii Europene. Ca în fiecare an o amplă suprafață este alocată prezentărilor în demonstrații ale furnizorilor de mașini agricole. Fermierii vor avea posibilitatea să participe la demonstrații comentate cu mașini agricole, precum și să își testeze abilitățile în manevrarea tractoarelor tractor și tractorist. Digitalizarea fermei zootehnice reprezintă tema acestei ediții a Salonului Zootehnica Show. Zootehnia mondială din ce în ce mai conectată digital aduce în atenție posibilitățile de îmbinare optima productivității cu bunătatea animalelor și sustenabilitatea resurselor. Aduce în atenție posibilitățile de îmbinare optima productivității cu bunăstarea animalelor și sustenabilitatea resurselor cu mic, cu mare, voluntarii s-au înarmat cu lopeți și mult entuziasm și au pornit spre dealurile din apropierea orașului Argeșan, Topoloveni. Aici, zeci de mii de copaci vor prinde rădăcini și vor asigura generațiilor viitoare aurul verde atât de necesar. Cu alte cuvinte, pe dealul Eforie de la Topoloveni, Argeș, s-a dat startul campaniei Plantăm fapte bune pentru România. Deprișările masive și necontrolate au făcut ca suprafețe întregi de pădure să dispară. Pentru a preveni degradarea solului, dar și din dorința de a face un dar naturii, zeci de hectare sunt împădurite. Foarte mulți localnici au fost însuflețiți de puterea exemplului oferit de funcționarii din primărie în frunte cu edilul șef Gheorghiță Boțârcă. Mă întâm fapte bune la a doua ediție, pentru că aveam nevoie doar astfel de acțiune din punct de vedere educațional, din punct de vedere al implicării fiecărui cetățean, indiferent de vârstă, și în același timp puterea exemplului să fie cea care să dăinuie. Plus că ceea ce punem noi astăzi va dăinui și se vor bucura generațiile următoare. În România, iacătă, nu există numai forța care taie, există și forța care plantează. Cei prezenți au plantat stejar, salcâm, paltin și frasin, iar campania a fost ca o completare a ceea ce s-a petrecut în anii anteriori. Cum o grapă de 40 pe 40, ultima creangă a pomului că te cu 20 de centimetri rasul pământului, urmează să plantăm un pe de frasin. <laughs> <iau. laughs> fapte bune au plantat și sutele de voluntari sosiți special la Topoloveni și, nu în ultimul rând, studenții ai Facultății de Silvicultură din București, dar și liceenii din oraș. Nalba mare, plantă erbacee pe care o găsim în zonele de câmpie. În scopuri medicinale se recoltează în primul rând rădăcinile, atunci când planta este deja uscată. Atenție, rădăcina nu se spală de pământ, se curăță de coajă, apoi se taie în bucăți. Beneficiile aduse omului de această erbacee sunt legate, mai ales atunci când avem probleme pulmonare sau probleme ale aparatului respirator. Astăzi, la Minutul de Sănătate, inginerul horticol Petre Biolan, cu nalba mare în față, va spune imediat ce face el cu această plantă. O plantă medicinală care ne-a dat o natura pentru a ieși cu bine din iarnă este nalba mare. De la nalba mare se recoltează în această perioadă Rădăcinile. Ele sunt cu mult mai mari, nu mi-am permis să le aduc pe toate, dar se recoltează și florile și frunzele, dar nu e cazul în acest moment. Noi, deocamdată, vorbim despre rădăcina de iarbă mare. Această plantă, față de altele, trebuie reținut că nu se face cei, ci punem de seara o lingură la o cană cu apă, o lingură de rădăcină la o cană cu apă și o bem a doua zi. Putem să facem lucrul ăsta pentru vreo două cănii pe zi, îndulcite cu miere. Se mai poate face, dacă nu avem timp și suntem răgușiți, pur și simplu luăm o bucățică de rădăcină de nalbă și o mestecăm în gură și nu aruncăm acea porțiune care am o ca pe guma de mestecat, ci o înghițim. Se mai poate folosi în felul următor, ceea ce eu personal fac. Pun rădăcinile într-o sticlă și torn vin sau palincă peste ele. În general vin, ca să nu... Consum alcool. Domnilor și domnilor, acestea au fost știrile AgroTV. În continuare, vă invităm să urmăriți Agrometeo. Rămâneți alături de programele postului nostru de televiziune. La revedere! La noapte, treptat, nebulozitatea va cuprinde cea mai mare parte a țării, iar ploi locale se vor semnala îndeosebi în regiunile sudvestice, centrale și nord-estice. În zona montană, în general, la altitudini mai mari de 1500 de metri, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare la munte, iar pe arii restrânse și la cote mai reduse și în sud-vestul și estul țării. Temperaturile minime se vor situa între 1 și 8 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Mâine, vremea se va răci, astfel încât în majoritatea regiunilor valorile termice se vor situa ușor sub mediile multianuale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 15 grade, ușor mai ridicate în Oltenia. Cerul va fi mai mult noros în regiunile sudice, estice și centrale, unde temporar va ploua slab, iar în restul teritoriului vor fi în orări temporare și ploi pe arii restrânse. La munte, treptat, vor predomina ninsorile. Vântul va avea intensificări temporare la munte, iar local și la cote mai reduse și în restul Țări. Conținutul de umiditate pe profilul de sol 0-100 de cm în cultura grâului de toamnă se încadrează în limite scăzute și deosebit de scăzute în Dobrogea, Moldova și Crișana, local în centrul, sudul, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și nord-vestul Banatului, nordul, estul, nord-estul, sud-estul și izolat sudul Munteniei, precum și în sudul Olteniei. Aprovizionarea cu apă prezintă valori satisfăcătoare până la apropiate de de optim și optime în Maramureș, în cea mai mare parte a Olteniei, Transilvaniei și Banatului, nord-vestul, local în vestul, nordul, centrul și sudul Munteniei. În condițiile agrometeorologice menționate, ritmurile vegetative ale culturilor de toamnă vor evolua în general normal în aproape toată țara, iar în zonele depresionare nordice și centrale, procesele de creștere și dezvoltare ale plantelor se vor desfășura în continuare ușor mai lent. Sub aspect fenomenal, orzul și grâul de toamnă vor parcurge fazele de formare a frunzei a treia și înfrățire la nivelul întregului teritoriu agricol, precum și izolat alungirea paiului în zonele de câmpie. Starea de vegetație a culturilor va fi bună și medie, respectiv medie și slabă, însemănăturile efectuate tardiv și pe terenurile afectate de fenomenul de secetă pedologică cu diferite grade de intensitate. Rapița din sudul, sud-estul, estul și centrul țării va registra înfrunzirea în toate zonele de cultură, izolat fiind posibilă declanșarea fazei de alungire a tulpinii, în special în culturile înființate în epoca optimă. În cea mai mare parte a plantațiilor, la pomii fructiferi, vor predomina înmugurirea și dezmugurirea, mai avansate fiind speciile extratimpurii și timpurii de sâmburoase aflate la înflorire. La vița de vie se va semnala faza de plâns în majoritatea podgoriilor, iar local se va putea declanșa înmugurirea. Ca urmare, lucrările agricole de sezon se vor efectua pe ansamblu în condiții bune. Pregătirea patului germinativ și semănatul culturilor de primăvară din prima urgență. Fertilizarea cerealierelor de toamnă cu îngrășăminte minerale. Efectuarea lucrărilor de întreținere în culturile de câmp și pom viticole. Efectuarea arăturilor în vederea însămânțărilor de primăvară. Controlul evoluției mugurilor de rod și a coardelor la vița de vie.